Profesorii Adrian Străinu Cercel și Emanuel Ceaușu de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, chirurgii Florian Popa, Eugen Brătucu și academicienii Nicolae Constantinescu și Virgil Răzeșu sunt câteva dintre personalitățile medicale care se vor afla la conferința de la Suceava. La manifestare vin și medici din Ucraina, Republica Moldova și Israel. Asistenții medicali au și ei o secțiune a lor. La această conferință participă și Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România, care își ține cu această ocazie ședința lunară la Suceava. Conferința noastră de anul acesta are ca temă principală patologia infecțioasă. Vă dați și dumneavoastră seama cât s-a vorbit în ultimul timp despre infecții intraspitalicești, infecțiile transmise prin căpușe, infecțiile la copii, epidemia de rujeolă, câți copii mor și știți foarte bine. Nu te mai poți interna în spital, infecțiile nozocomiale, vaccinările. Este o temă extraordinar de actuală și foarte cu foarte multe implicații. De aceea am ales această temă, pentru că sunt sigur că se vor mai aduce niște noutăți, niște precizări care sunt foarte utile tuturor medicilor. Nu există specialitate medicală care să nu fie implicată și nu fie interesată de această temă. A doua temă, care noi o avem permanentă, este despre urgențele medico-chirurgicale și, sigur, un al treilea punct, varia, unde se prezintă comunicări de diverse, cu diverse teme. Conferința este și un prilej de a ne întâlni cu colegii și de a schimba opinii și experiențe, de a acumula cunoștințe în actualitate, într-un cadru plăcut și prietenos, iar comunicarea între colegi este întotdeauna un factor benefic. Noi suntem la a șasea ediție și de la an la an am căpătat prestigiu în această manifestare, un prestigiu profesional de care ne bucurăm și suntem mândri. Conferința Zilele Medicale ale Sucevei este organizată de Colegiul Medicilor Suceava, Academia de Științe Medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Suceava și Camera Județeană a Sindicatului Medicilor Suceava.